Am aflat că veneam de la intervenție de la Calafindești. Am ajuns la subunitate și am fost anunțat de șeful CIS că să merg de urgență acasă, că sunt inundat. Ajungând acasă, întuneric, apă, prima dată mi-am căutat copiii, am strigat copiii să văd să-mi găsesc copiii, s-au salvat fugind pe o casă vecină la etaj. Pompierul era în acțiune la Calafindești, apoi la Grămeș și Șerbăuți atunci când apa a intrat în gospodăria lui. Și cum durerea de a-ți vedea casa cu toate bunurile adunate sub apă și mâl nu era destul de mare, o altă viitură a adus în casa sa puhoaiele care ajungeau în curte până la 1,5 metri. Pompierul militar povestește că la cea de-a doua inundație era în tură liberă și se afla acasă. A doua viitură m-a prins acasă, fiind în tură liberă. A fost prins acasă. Apa afară, la colțul casei, deci avea piste 1,30 m, 1,40 m chiar. Și am încercat doar să salvez ce am cumpărat, ca să pot să-mi termin măcar una din o cameră, să pot locui cu copiii. Plutonierul major Constantin Vizitiu locuia în Milișăuți la casa primită moștenire de la socrii săi împreună cu soția și cei doi copii de 9, respectiv 15 ani, până ce avea să-și termine casa în construcție. Va fi nevoit ca de acum încolo să se mute în imobilul neterminat, chiar dacă acolo nu are nici măcar curent electric. Aici nu mai poți locui. Casa asta e de lemn, e o casă bătrânească, mi-a fost date de socrii mei ca să stau în ea până îmi ridic eu alta. Alta o ridic doar cu ajutorul băncii. Am ridicat, dar n-am ajuns pe ea la finalizare. Iar acum suntem obligați să locuim acolo așa cum este ea. Chiar dacă nu avem curentul tras, nu avem apă, de luni nu avem curent. Avem 4 zile de când stăm fără curent. Nu avem apă potabilă, nu avem apa potabilă, cumpărăm de la Rădăuți. Mâncarea în fiecare zi, seara, de pasăm la Rădăuți și cumpărăm provizii. Mulți ar spune că aceasta este chiar datoria pompierilor de la ISU, dar oare poate fi vorba doar de responsabilitatea la locul de muncă în moment ce familia și copiii sunt amenințați de puhoaie, știind că nu poți fi alături de ei să-i protejezi, iar locuința cu tot ce este în ea poate să ajungă sub apă? Acești oameni au participat la decolmatarea miilor de gospodării, beciuri, subsoluri, curți, case, fântâni, poduri și podețe, au căutat persoanele date dispărute, au asigurat alimentarea cu apă și mâncare, au evacuat și salvat oameni și animale și toate acestea în timp ce propriile familii se aflau poate în situații similare. Uneori îți pui tu viața în pericol pentru salvarea altora. Nu știi ce la tine acasă, știi cum vezi, știi cum vii. Te aștepți oricând la orice intervenție, îți poate vivi orice eveniment dureros. Da? Asta e. 39 de cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava din Arbore, Mlișăuți, Todirești, Dolhasca, Cândești, Siret, Zamostea, Vicov, Comănești sau Zvoriștea au lăsat deoparte interesul personal pentru salvarea vieților și bunurilor semenilor afectați de inundații. Acasă la plutonierul major Petrică Hrecinic, luni 28 iunie, din cauza ploilor torențiale, un fir de apă s-a umflat atât de tare încât a trecut peste câmp și a ajuns în curtea și gospodăria sa. Apa de 1 metru din casă i-a distrus toate bunurile. Părinții, mama în vârstă de 76 de ani și tatăl de 80 de ani cu grad de handicap 2, soția și cele două fete în vârstă de 7 și 14 ani l-au sunat speriați luni în jurul orelor 15 și au spus că gospodăria și curtea lor este inundată. Pompierul era în misiune la Grămești. Un alt exemplu îl reprezintă cazul sergentului major Vasile Prostire de la Fălticeni, care în timp ce acționa la inundațiile de la Gulia a fost anunțat că i-a intrat apa în curte și în casă. Acesta locuiește împreună cu soția și cei doi copii în vârstă de 5 ani, respectiv 2 luni în satul Poieni din orașul Dolhasca. Prin momente de cumpănă a trecut și plutonierul adjutant Viorel Grigorean din Părhăuți, comuna Todirești, căruia a fost inundată casa pentru a treia oară.